Și restricții culinare la Ziua Națională a Italiei la București, captivă, într-o roche sexy și strâmtă, Ramona Bădescu nu s-a putut atinge nici măcar de un dumicat de pizza. În schimb, premierul Boc a gustat de aici, de acolo și chiar s-a lăudat că știe să gătească italienește. România are o relație privilegiată cu Italia. A ținut să spună premierul Boc cu ocazia Zilei Naționale a Italiei, iar relația aceasta apare să includă și rețetele culinare cu dublă identitate. Pentru că pizza e un produs și italian, dar și românesc, aș putea spune, în același timp. Pentru mulți nu mai e un secret că Emil Boc gătește cot la cot cu soția și fetele. În ultima vreme în meniu a inclus și spaghetele, dar încă nu e foarte sigur de compoziție. Am învățat de la fetițele mele să gătesc spaghetti cu cașcaval și unt și brânză. Eu sunt atent la partea cu fierberea spaghetelor, să nu depășească timpul astfel încât să se facă prea moi. Fetițele mă ajută cu răzuitul cașcavalului și împreună le facem așa încât să fie gustoase. Mai obișnuită ca mulți dintre noi cu Italia, vedeta Ramona Bădescu a preferat să stea departe de apetisantele platouri. Am văzut că pe aici se servește pizza, mâncare tradițională. N-ați că ai gustat? Nu pot, că mă strânge rochea.